Astăzi, la sediul Prismian, a avut loc prezentarea proiectului Caravana Medicală a Asociației Pro Voluntariat, susținută de Prismian România, dar și a celorlalte acțiuni pe care Prismian le promovează în cadrul comunității locale. Dorim să aducem înapoi în comunitate proiecte care să crească nivelul de viață, nivelul de cultură, nivelul de educație de aici. Dorim să fim o parte integrată din comunitate și să fim priviți nu doar ca și fabrici de cablu, ci ca și un partener care poate să îmbunătățească chiar nivelul de viață al întregii comunități. Și pentru asta am făcut destul de multe proiecte până în acest moment, mai ales pe partea de educație, unde dorim să investim în continuare, pe partea de cultură, dar și un proiect pe partea de sănătate, despre care vom vorbi în acest moment. S-au adresat unei părți a comunității care nu întotdeauna poate să spună care le sunt durerile lor, adică copiii. Copii care nu întotdeauna pot să fie ajutați de familiile lor așa cum ar trebui, mai ales copiii din zona rurală. Și atunci s-a demarat campania Wheels for Health, care este o caravană medicală care oferă consultații medicale copiilor din acest mediu. Caravana medicală a fost inițiată cu scopul de a oferi servicii medicale specializate copiilor și locuitorilor din localitățile județului Olt care nu au acces facil la astfel de servicii. Acțiunea a început pe 21 iulie și se bucură de participarea voluntară a medicilor specializați în pediatrie, logopedie, stomatologi și psihologi ce își oferă din timpul lor pentru a ajunge în localitățile ce au cea mai mare nevoie de servicii medicale. Este vorba de 10 medici din Craiova, București și Slatina. Care sunt personajele principale acestei caravane medicale? Păi, în primul rând, nu putea să pornească această caravană medicală fără ajutorul financiar complet al Prismian. Deci, oamenii de la Prismian au înțeles nevoia de care are nevoie comunitatea noastră și au acționat în consecință. La fel, caravana nu se poate desfășura fără medicii care, în mod voluntar, vin în perioada lor liberă, să consulte copiii. Nu se putea desfășura fără medicii de familie, fără acordul cărora nu puteam să desfășurăm, medicii nu puteau să desfășoare consultațiile pentru că aveam nevoie de un spațiu autorizat din punct de vedere sanitar. O să las la urmă părinții și copiii. Personaje la fel de importante sunt membrii comunității locale. De ce? Pentru că fără autoritatea, în special a primarilor, este foarte greu să răzbești. De ce? Primarul are această autoritate și este un om foarte bine cunoscut în localitatea respectivă și reușește, un lucru care este extraordinar și l-am descoperit în majoritatea locațiilor unde am fost cu proiectul, de exemplu, Crăciunul este în inima ta, să cunoască istoria fiecărei familii defavorizate. Prismian a susținut achiziția și utilarea cu echipamente medicale a mașinii de transport pentru această caravană medicală, care până în prezent a vizitat deja 3 localități din județul Olt, Dobrun, Cârlogan și Tia Mare. Caravana medicală este dotată cu echipamente folositoare pentru diagnosticarea copiilor, EKG, aspirator chirurgical, cântar, materiale sanitare, stetoscop pentru copii. La eveniment a fost prezent și unul dintre primarii care au primit cu mare bucurie această caravană medicală. Să știți că eu sunt bucuros și mă simt, de fapt, unul dintre cei mai norocoși primari din mediul rural, pentru că am avut parte de acești oameni cu suflet mare care s-au prezentat în primă parte în cadrul unui proiect, acolo Crăciunul la tine acasă, unde împreună am descoperit, de fapt, situația copiilor din mediul rural, a familiilor cu un grad de sărăcie foarte mare. Am plecat, într-adevăr, cum spune domnul Kalman, de foarte multe ori împărtășeam bucuria a copiilor, se bucura de tot ce le puteam oferi. Am plecat de acolo triști, cu lacrimi în ochi. Iar acum, sincer să fiu, am fost foarte încântat când am văzut proiectul respectiv, pentru că, într-adevăr, fără sănătate nu putem să creștem în mediul rural copii sănătoși, ca mai departe să avem oameni puternici care să reprezinte viitorul.
Scopul caravanei medicale este acela de a asigura educație medicală în mediul rural, de a descoperi cazurile deosebite și de a îndruma părinții și copiii pentru a primi tratament de specialitate. Acțiunea va continua și anul viitor, inclusiv cu servicii pentru persoanele vârstnice. Reprezentanții Prismian au prezentat și alte acțiuni ale companiei ce sunt orientate către comunitatea locală și mediu, printre care proiecte dedicate educației, culturale, sănătate și altele. La eveniment au fost prezenți și reprezentanții ai autorităților locale.